Dragilor, o bucurie mare, astăzi îmi beau cafeaua cu un prieten foarte drag, Cristian China Birta, chinezu sau mare maestru de isprăvi. Și ce m-am gândit eu despre ce să vorbim noi? Despre o carte pe care Cristian a citit-o și pe care a pus-o așa într-un fel de top. I-a plăcut lui foarte mult. În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților de James Hollis, o carte publicată în portofoliul editurii Herald în colecția Arhetip. Așadar, aș începe discuția de astăzi, dragul meu, cu următorul citat. Bineînțeles că noi nu vom avea, firește, atâta timp să discutăm despre bărbați și despre rănile lor. Ne-ar trebui poate o zi întreagă. Dar mă gândesc în felul următor, spune James Hollis. Rănile noastre sunt răni ale sufletului și doar ceea ce ajunge la suflet le poate vindeca. Poate fi vindecat Sufletul bărbatului? Mă, eu cred că sufletul nu are gen. Știi? Sufletul, suflet, frate. Problemuța cu sufletul nostru, al bărbaților, e că noi l-am acoperit, așa, știi? Ne-am luat uh, o geacă de brand, știi? Și am mai lăsat un tricou de brand. Și am mai pus ceva peste. Și așa. și. Asta e cea mai mare problemă. Da. Acum, uite, să zic, chiar azi m-am întâlnit cu Bogdan Uritescu, fiul actorului, știi? Și Bogdan face niște workshop-uri cu actorie, cu nebunie, cu așa, știi? Cu, cu mai multe lume din companii. Și zice, bă, omule bun, 90 și ceva la sută din oamenii care participă cu adevărat la workshop-urile alea sunt femeile. Că ele imediat se deschid, imediat înțeleg convenția, bărbați, în schimb, zice, uite, ți dau exemplu de la un workshop. Ziceam, domnule, să ne imaginăm că aici e o sufragerie. La care bărbații ziceau, nu e o sufragerie, e un meeting room. Mă stai un pic. Hai să ne imaginăm că intrăm într-o convenție. Pe cum să imaginez dacă nu ți frate? Înțelegi? Adică nu că ar fi mai tentele decât femeile, ci că pur și simplu pentru ei sunt niște, S-au pus niște bariere de alea, că de aia suntem bărbați, nu? Suntem băieți, bă, băiatul. Adică suntem băieți și trebuie să, fim, să ne punem niște bariere în calea realității și așa. Și să stăm acolo în zidurile noastre și apoi noi acolo plângem. Da, să când nu, așa... Să nu plângem! <laughs> A, suntem tarzan, știi? Cam așa mi s -o de tare că tocmai citiți în cartea și mi-a zis Bogdan de astea. Și uh, cumva am început să întreb băieții din, din, uh, de pe lângă mine. Dar ați biased, că sunt și mei. Și și mei îți deschiși la lucrurile de astea. Uh, și apropo, pentru cei care ne urmează, probabil tot îți baiesc ca noi, știi? Ei o să înțeleagă cât de importantă e cartea asta în viața unui bărbat, că atinge niște puncte foarte sensibile. Dar noi suntem steliși, să zic așa. Pentru dinamoviști, ăia care, ce am citit cărți ta, de mă, că eu cu bărbat, că mă duc, că fac drag, n ce -o șansă cu ei. nu se recunoască nimic a... Din ce zice autorul acolo în carte. E greu cu bărbații, dar din cauza asta, adică noi, pur și simplu, avem 4 miliarde de bariere și, din nefericire pentru noi, numai noi ne le putem da jos, că nimeni nu-ți poate da jos, că nu îl lași să ajungă până acolo. De ce societatea modernă pune presiune și așteptări nerealiste asupra bărbaților? Și mă gândesc la ce poate să ducă această presiune socială. Pentru că, iată, vorbim și despre uh, presiunea aceasta socială, vorbim și despre polarizarea, oricum societatea, general și societatea românească este foarte polarizată, dar și polarizarea rolurilor de gen. Uh, parcă nu mai avem modelele pe care le aveam acum 30, 40, 50 de ani. Uh, ne este greu să să, să ne luăm niște repere, aproape căriturile de inițiere ale trecerii de la faza de băiat adolescent la cea de bărbat aproape că nu mai există. De ce se întâmplă lucrurile astea? Asta mi s-a și mie foarte tare în carte, teza asta cu nu mai există riturile de inițiere și care nu m-am gândit niciodată la asta. Dar după ce am citit cartea, mi-am dat seama că, bă, extraordinar de important sunt riturile astea de inițiere. Și eu de ca să înțelegi cu unde dai și unde cap, crapă, am citit cartea asta despre rănile sufletești și la creierii capele ale bărbaților și mi-am dat seama că așa ceva trebuie să facem și la firmă, la agenție. Un fel de rituri de inițiere pentru că tine, pentru tinerii care vin și care nu au nicio experiență în muncă. Deci eu terminat facultatea și intră direct, intră direct la, clienți? Da, nu e ok. Nu e ok. Hai să ne gândim la niște rituri de inițiere, cum zici tu, să vină bătrânul satului. Cine e aici la mine în agenție bătrânul satului? Eu să te ia, să facă, să nu știu cumva foarte important, ca să nu-i uh, rup din prima. ai că pune societatea presiune. Păi pune mă, dar așa au pus întotdeauna societatea presiune pe fiecare dintre noi. Acum e mult mai complicată presiunea, fără îndeală că e mult mai complicată. Dar uh, știi cum e cu presiunea asta? E ca uh, țiava mare de apă care vine la bloc. Mă, mai avem și noi un robinet. Aia vine cu presiune mare. Da? Aia e presiunea socială. Mă, dar mai avem și noi robinetul mă la o chiuvetă. Și mai dăm drumul la presiunea aia numai când vrem să facem baie. Sau când vrem să ne spălăm pe dinți. Sau ceva. Păi nu lăsăm toată presiunea aia să ne rupă. Că ne dă dracul la o parte și ne inundă casa. Ce vreau să zic așa într-un mod mai gheolbănesc cum fac eu. Păi, presiunea socială e bună dacă știi cum să folosești. Imaginați hai să ne imaginăm că n-ar fi presiune socială până noi. Păi ce am face? Nimic. Că în esență suntem niște puturoși, niște leneși, și nici ce lasă că merge și așa. Presiunea socială e bună dacă o folosești cum trebuie. Presiunea socială înseamnă hai să facem treabă. Hai să facem treabă, tată. Presiunea socială înseamnă hai să mai studiezi ceva. Presiunea socială înseamnă niște lucruri dacă le lași. Dar presiunea socială nu înseamnă să-i lași să te judece și să-ți determine ce ai tu de făcut în viață. Acolo e problemuța cu mulți. Băi, musa, ai să lucrezi până la 10 seara. De ce? Ca așa e în companie, așa e. Nu, înseamnă că e greșit. Ai lăsat prea tare robinetul ăla și te-ai inundat. Îl oprești la 4, 5, la cât și pleci. Compania face urât, presiunea socială a companiei, du-te, schimbă, omule bun. Nu sta acolo într-o companie care îți face așa ceva. Nu lăsa robinetul ți vaia mare să te inunde și să te îndeci. Eu așa văd cel puțin lucrurile. Sigur că e greu, dar oameni buni, eu vorbesc din postura unuia care am fost prost, care am lăsat țeava aia, am, am zis că am dat știi, filonul de aur, vine apă pe mine de mă termină. Da, acum ați mai deștept, că am o anumită vârstă și în timp am tot inventat robinete și acum să știi că ca la care cântă la clape, John Lord de la Deep Purple, dar eu reglez tot felul de robinete. Și asta e, eu cred că asta e unul din scopurile noastre în care ar trebui să fie în viață, să avem când mai multe robinete de astea în așa fel încât să folosim presiunea socială benefic. Nu să o facem să ne înnece. James Hollis vorbește în carte de, despre șapte pași pentru vindecarea rănilor psihoemoționale bărbatului, dar și despre opt secrete ale vindecării sufletului bărbaților. Și așa foarte pe scurt, așa aminti, viețile bărbaților sunt guvernate de așteptări restrictive. Viețile bărbaților sunt guvernate de frică. Puterea femininului este imensă în economia psihică a bărbaților. Deci, iată, da? cât de importantă este femeia din spatele bărbatului. Bărbații fac parte dintr-o conspirație a tăcerii, al cărei scop este suprimarea adevărului lor emoțional. Da? Exact cum spuneai tu, stăm acolo, plângem, dar fără să ne vadă cineva. Și spune la un moment dat James Hollis, și îmi place chestia asta cu frica, bărbatul modern, Trebuie să se confrunte cu cea mai mare frică pe care toți bărbații o poartă. Nu frica de moarte, ci frica de a nu-și fi trăit cu adevărat viața. Da, țin minte și eu asta. mi a plăcut foarte tare expresia asta, știi? Altfel, ei cum mai zicem noi, eu am o roare și o grămadă de tovarăși de-ai mei au o roare de asta. Să ajungem într-un moment al vieții noastre și să zicem cum ar fi fost dacă. Exact. Deci, iau și acum mi se ridică părul pe mine și nu pot să fac așa ceva. Eu mă duc, le fac și după aia zic. Mamă, cât a prost a fost. Bă, o de gard, dar nu ajung în ipostaza aia. Eu cred că de fiecare dată când ajungem, cum ar fi fost dacă, moare un unicorn. Cred că e ca de cornul la unicornul ăla în viața noastră. Și pățin ceva, să veștejește ceva noi. Bine, nu vorbim, vorbim de chestii pe care noi le-am putea decide. Facem aia sau facem aia. Știi? Și aici putem vorbi de ceea ce înseamnă costurile de oportunitate în viață, că e foarte important. Omul, autorul ăsta, zice și bine, foarte bine ce zice, dar zice că el stă de pe munte și se uită la noi și ne vede. Noi e aici cu robineți. Suntem jos, sunt avai de capul nostru, nu știm ridica privirea, nu știm să ne uităm un pic mai holistic la viața noastră. Și asta e o mare, mare provocare. Inclusiv costurile de oportunitate. Cum am zis mai înainte, stau la un job care mă rupem două până seara la 11 pentru că am nevoie de banii aia sau plec, pur și simplu plec de la jobul ăla și încerc să găsesc ceva în viață ca să nu mă rupă, deși am nevoie de banii aia, dar care e, care e alegerea? Care e șmecheria? Deci, uite, am lucrat într-o instituție a statului că foarte puțin, cred că doi ani, că n-a rezistat. Nu puteam rezista, că nu făceam nimic și muream de nervi, că eu sunt activ. Și era uh, erau niște oameni care făceau, duceau niște hârtii dintr-un loc în altul și le puneau, le puneau acolo undeva. Ata aveau de făcut. M-am dus după 20 de ani, întâmplarea făcut m-am dus după 20 de ani acolo și am văzut pe aceiași oameni făcând același lucru. Și atunci, eu m-am cutremurat, pentru că mie nu mi se potrivește nicio culoare așa ceva. Dar poate lor li se potrivește. E vorba de decizie. Eu la decizia, bă, eu sunt ok. Să mut hârtiile astea toată viața dintr-un loc în altul. Dacă tu ești împăcat cu aia, nu mai contează, mă, ce zic alții. O tebă tot aia faci. Da, fac asta și mă simt fericit. Nu am nicio problemă. Eu n-aș putea face asta nevărea. Eu aș fi murit în câțiva ani să fac asta. Aș fi crăpat, clar. Și atunci ești pus în ipostaza de a face alegerile astea, care e o, o formă de dictatură personală, să zic așa, teribilă să alegi. Dar nu ai cum să faci altfel. Și alegi în, în funcție de cost de oportunitate. Știi ce e costul de oportunitate? Mi se pare foarte tare definiția pe care am văzut-o într-o carte. Costul de oportunitate, sună în engleză mai bine, is the value of the choice you didn't make. Da. No. Ai adică cum calculezi asta? Foarte greu. Stau la job ăla care ne rupe viața, că am nevoie de bani. Sau da, mă duc să-mi trăiesc viața, deși știu că nu mai fac banii aia, cel puțin o perioadă. Decizii, decizii, decizii. E foarte, foarte greu. Nu e așa ușor în viață. Cum după cum știm amândoi și știu și toți cei care ne urmăresc. Dar e ca ploaia afară. Ia zi, mă, oprești ploaia. așa e viața, frate. Presiunea deciziei e pe tine. Trebuie să ți Cum ne influențează, apropo de frici, cum ne influențează relația Noastră, ca bărbați, relația cu, cu tatăl. Și iarăși pornesc de la niște hinturi pe care le dă uh, James Hollis. Zice așa, apropo de ce spuneai tu: Ce sarcini știu în adâncul inimii mele că trebuie să-mi asum? Ce mă cheamă viața să fac? Pot să-mi apropii munca de suflet? Cum pot servi atât relația de cuplu cât și individuarea? De care dintre zonele din viața netrăită a tatălui meu trebuie să mă ocup cu cerindule? Și mă gândesc aici că fiecare bărbat tânjește profund după tatăl său și putem spune și după tații săi tribali, dacă ne referim la societățile alea arhaice tradițional. Mă, e foarte complicată chestiunea. Să știi că m-am regăsit foarte tare pentru că eu n-am avut o relație cum trebuie cu tata. Te deci o clar, că el nicio. e distant, <laughs> el e ciudat. Nu au fost agresiv cu mine sau ceva, dar au fost absent, total absent. absent. emoțional. Da, absent emoțional, n-a nicio treabă. Da. Uh, m Mama au compensat și cumva eu zic că sunt ok, dar de unde este, să știi? Că aici intervine alt factor. Știi? Adică încă o de decizii, presiuni pe noi, băi, nu mai putem mai ales în anumite uh, momente ale vieții noastre Nu putem fără ajutor extern Adică și ajutor extern Eu știu că ești tentat să te duci la prieteni La familie și așa, așa Au și ei problemele lor bă. Viața lor nu înseamnă că trebuie să te ajute pe tine Dar unii simt nevoia să te ajute Dar e ca și aia A, Iar o venit prostul ăsta Așa se întâmplă în viață Și tu îți cu o problemă și el ce Bă, fa așa că, Ca să scape de tine Sau poate e bine intenționat Dar nu știe ajutor în extern înseamnă să mergem la specialiști, să merem la terapeuți. Și eu, eu aș vrea să, să se bage o lege în România. Să fiu obligat să te duci. În măcar o perioadă. Că mie mi se pare că la terapie e ca la bere. N-ai băut niciodată. La început se pare mare, După aia te dore capul. Că ai băut cam multă. După aia începe să-ți placă. Începe să-ți placă și să găsești cât e de fain să ai bere în viața ta. Așa mi se pare că e cu terapia. Nu putem trece peste anumite îndărădnicii, să le zic așa, dar de fapt sunt niște blocaje pe care noi ni le impunem fenomenal. Și de înțeles, de înțeles că ne punem barierele alea în calea noastră. Ei de înțeles că așa e, nu, no, cum e. Dar, în momentul când ajungi și zici, bă, așa avea nevoie să mă duc la, știi, tu cu tine vorbești, știi? Bă, cred că trebuie să mă duc la terapie. Ala e unul din momentele cruciale din viața ta că știi că ai nevoie, simți că e o presiune acolo și trebuie să te duci pentru că te poate ajuta. Nu întotdeauna, nu e obligatoriu și asta e un mit. Mamă, ce-ți face terapeutul ăla, frate, te, 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 te face te, te facem foi de viță. Uneori nu se întâmplă nimic. Ăsta e adevăr. Dar de cele mai multe ori, omul, chiar dacă nu e zeus al terapiei, aia e meseria lui. Cum polițistul zice, ia du-te pe aici că vezi că acolo e închis drumul, tu nu știi că acolo e închis drumul. Polițistul e ceva geniu? Nu! Da, aia e miseria lui și știe, are mai multe informații. Așa face și un terapeut, De, fapt, de cele mai multe ori. Da. Psihoterapeutul este un ghid și de cele mai multe ori se spune, faptul că nu eu, nu-și arog acest drept sau acest merit, Bă, nu eu te vinde. ci eu doar îți sunt un soi de, de ghid, de, da, e un ghidaj ca tu să parcurgi aceasta, hai să-i spunem călătorie interioară, călătorie de, de, de autocunoaștere și. Nu știu cum Dumnezeu s-a întâmplat, că tu mi-ai citit așa gândurile, pentru că următoarea întrebare era, psihoterapia ajută în vindecarea renilor unui bărbat? Și păi, deci, ai dat răspuns. Da, eu cred că numai asta ajută la un moment dat. În anumite... Eu am trecut până asta. Eu uh, m-am refuzat, așa, ca etapele mele, în relația cu terapia. Întâi am refuzat ca ultimul ghiolbar. Hai ah, de prostiile alea, te pui pe canapea și te întreabă de copilărie și nu știu ce. În momentul când ești în stadiul ăsta, e grav. Pentru că tu, dacă eu am, am niște prieteni care sunt așa și zic, auzi mă, dar tu ce respingi atât de dur cum respingi terapia în general în viață? A, nu, în rest, foarte permisiv, nu vezi? Vezi că e big buba atunci. Pentru că dacă ție de aia ți-e frică și aia o respingi capă ceva așa, în rest tot e ok Adică n-ai nicio problemă cu alte chestii din lumea asta, acolo ăsta e primul semnal că ai nevoie. După aia, când am făcut niște atacuri de panică, eu am refuzat, cred că jumătate de an, să recunosc că sunt atacuri de panică. m am, -am făcut toate analizele, am crezut că am probleme cu inima, cu dracul, cu lacul. Totul era ok și asta îmi zicea, bă, tu n -ai că ai atacuri de panică. Eu nu există! Și până la urmă am potrivit să accept că n-am făcut Și m-am dus la terapeut, c-am bună în cele mai bune decizii. Nu m mă, cum să zic, mă da peste ca și mi-a schimbat viața, dar mi-a arătat niște lucruri pe care ar trebui să le... Nu mi le au arătat, mi le sugerat cumva, că asta e foarte fain. Nu -ți zice, bă, fa așa și nu știu ce. El zice, auzi, da, uite-te ce e aici. A, da, asta e, a, da, da. Și încep tu să alegi, încep tu să te analizezi pe tine. Mi se pare foarte, foarte util. Îi drept că, așa cum eu zis, că am fost la vreo 3-4 terapeuți, așa, nu foarte des. Eu zic toți, bă, nu e, la tine nu ai Adică dacă vrei, vii povesti, fără nicio problemă, că te ajută asta constant, dar nu e gravă, buba, grav, știi, la tine. Ai niște probleme cu tot deja cu tata, cu absentismul lor, că de-aia trebuie să dovedesc eu cuiva, nu știu ce dracu trebuie să dovedesc. În fine, mi-am mi reglat eu niște chestii, dar extraordinar de util. Și dacă eu, ultimul arogant, infatuat, nesimțit, chiolban și dermedeu, am putut face asta. Nu înțeleg ce oprește parții. Deci nu înțeleg de nicio culoare. Uh, și mai zic unul, bă, dacă te doare piciorul, unde dracu mergi? Da. Te duci la ortoped, mă, da, da, nu? Da. Unde te duci? Da, dar știi că te doare. Problema cu capul, cu creierii capului și cu sufletului, că tu nu conștientizezi că te doare. Nu conștient, nu-ți dai seama că te doare. Ești într-un denial de ăla, cum era și ăsta. Ce prostie terapia. Nu, aveți prietene că aia doare un pic. Fără să-ți dai seama că te doare, știi? Cred că și uh, viața asta noastră, ca zis, presiunea socială, are foarte multe nurofene pe care okay. ni le dă fără să le știm. Și ne amorțește. Și nu mai zic că știi că care e ideea cu antinevraile astea? Durerea acolo, în continuare. Da, da. Dar că noi nu mai simțim. Doar să un pic. Muncim prea mult. Stăm prea mult în social media. Facem. O... astea sunt toate de asta, de așa, dar durerea e acolo. Curia masculină se acumulează de la o generație la alta? Și vezi că fac cumva legătură și cu întrebările anterioare, da? Uh, apropo de frici, uh, frica de a nu fi trăit viața, probabil că și tații noștri au avut această teamă și la sfârșitul sau spre sfârșitul vieții au avut o serie de regrete apropo de ce ai spus tu, ce ar fi fost dacă, da? Și au pus tot felul de. Bariere, cum spuneai tu, autosabotoare, credințe limitative, blocaje mentale și așa mai departe, trăind în conformitate cu ceea ce se trăia la vremea respectivă. Deci, nedându-și uh, libertatea, aș putea spune, de a fi uh, vulnerabil, de a-și arăta până la urmă slăbiciunile, de a fi autentici. Și acum ne întrebăm, probabil că transgenerațional, de la o generație la alta. S-a acumulat această furie și iată că de cele mai multe ori se întâmplă să și explodeze, da? Uite, ne uităm cât de, uh, nu știu cum să spun, cât de agresiv suntem, nu știu, în trafic uh, Cred că acolo se vede cel mai bine Și nu numai, uh, uh, în viața noastră de zi cu zi apar anumite momente Sau felul în care noi ne raportăm la anumite situații sau la anumiți oameni Și reacționăm așa cum, de pe modul impulsiv, da? reacționa. Nu, cum nu ne-am dori, dar o facem. Că păi, uite, vezi, avem noi acolo, noi niște părți ale sufletului nostru, niște răni nevindecate încă. Noi nu știu ce să zic. Mă tot gândesc că eu sunt foarte impulsiv. Și eu explodez, <laughs> dar imediat mă liniștesc, știi? În uh, tot felul de teorii, tu le știi. Unii zic că e bine așa, că detenționez, că nu știu ce, că e ca la vulcani. Alții zic că nu e ah. adevărat, că... Nu e adevărat, pentru că în momentul când ai explodat, tu practic oricum ești în dispoziția aia de enervare și pă, negativism și așa, în continuare, da. Nu știu, e, niște lucruri. Uh, nu știu ce să-ți răspund la asta. E clar că se acumulează frustrarea de la o generație la alta, dar asta trebuie să punem într-un cadru și istoric, uh, că e important. Uite, tinerii care vorbesc despre mai era mai bine pe vremea lui Ceaușescu, în timp ce poartă Nike și uh, stau la KFC și înțeleg, adică E o discuție ireală pentru noi care am prins mizerile comuniste și perioada lui Ceaușescu, dar ei n-au benchmark-ul ăla, n-au sistemul de referință. Știi? Pe de altă parte, eu vin și te întreb. Nu că contest, că nu-i bine să ne enervăm și să explodăm și așa. Mai bine am fi zombi toți, mă. Ai că știi, ăla ți iese din, cum ziceai tu, din trafic, ți iese brus de pe top, tu frânezi, copilul își dă cu capul, tu ce faci, dai, dai geamul jos și zici, iertați-mă că era să vă lovesc auziți, fiți mai, aveți un pic mai multă grijă, haideți că și să zică, da, așa este, vă iubesc foarte tare, vă iubesc foarte tare. Bă, cred că, că, că ne-am sinucit se... de tot. Da, nu, nu, dar cred că sunt și situații, eu pe mine m-am surprins, dar cred că sunt și situații de genul nu, da, ăsta da, în imaginează care îți dai că, seama ar fi... că ai greșit și eu ridic mâna și fac semnul. Da, 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 ce da, 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 facem toți asta. Da, Dar înțelegi ce zic? Mai adică rar, o, se întâmplă, da. o chestie de aia de toată lumea, zen, namaste, 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 măi, că am trei zile am zis, mamă, ce tare, și după aia ca în The Good Place, și filmul ăla. Deci, deci, filmul. Da, da, da. Îți zic, deci ideea e senzațională. Ajung unii, uh, face diavolul un experiment. Uh, și ce, unii care au ajuns în iad, li se simulează că au ajuns în rai. Știi? Băi, și să plictisesc că are moarte. Acolo. Că totul e minunat, totul e minunat, totul e minunat. După aia ajung într-adevăr prin tot felul de chestii în rai și ăia în rai își doresc moartea ca o viață veșnică fericită. Așa și noi cu asta. Acum nu zic, eu nu o să înțeleagă, bineînțeles, nici taliban, că eu îți propovădesc violența și descărcările. Nu le propovădesc de nicio culoare. Dar nu cred că putem fără ele. Mai bine decât să încercăm Sunt să și le niște atenuăm. Sunt tipare relaționale cu care suntem da, obișnuiți, Sunt familiare, da. Decât să încercăm să le înăbușim sau așa, mai bine să ni le conștientizăm și să încercăm să le administrăm. Ca altfel, pe lângă faptul că ești cum ești, am văzut asta și am văzut asta și la mine. Eu am renunțat să respir adânc, să nu știu ce. Nu, eu mă las să explodez, că după aia și eu să gestionez explozia, știi? Pentru că eu am încercat de asta, cum, hai să mă, să nu mă enervez, nu știu ce. Băi, și eram atât de frustrat... Că nu poți să descarci. Că nu pot să fac și că mi-a atâta de mult timp să nu fiu eu ca mine, când n-am zis, las-o, dracului. Deci, la câte probleme mai adunea și frustrarea asta, știi? Adică fiecare cu fiecare. La alții am văzut că tot ce-au făcut meditații și eu nu pot să fac meditații. Nu, mă enervează foarte tare, că toată lumea zice că sunt foarte tare meditațiile. nu pot să le fac, nu pot să stau liniștit în, în, felul meu. Alții au reușit și am văzut că, bă, ce mișto, bravo, ești mai calm, ești mai așa. La prima vedere. După aia l-am văzut la meci de fotbal și era să-l bată pe unul să-i scoate dinții. Din nimic, înțelegi? Și am zis, bă, ia, buba. Adică da, ești mai calm în relație, nu știu dar acumulezi undeva o pungă de aia care care când explodează mai e rău. Și așa, eu mă enervez pe tine. Du-te, bă, du te bă, Sorin, dracul. Da, lasă-mă, du-te, dracu' prost. Bă, Sorin, hai, iartă hai, hai să bem bere, știi? Adică că s-a terminat. Că știu să-mi gestionez ieșirea. Dar dacă aș lăsa să acumuleze, nu știu ce aș face. Cred că mai vedea pe la știrile ProTV, la 5. <laughs> Te-ai născut tu așa mai neliniștit. Cum a fost uh, pentru tine experiența lecturării, parcurgerii acestei cărți și de ce ai recomanda-o? Uite, știi la ce mă refer? O recomandăm bărbaților, pentru că tu tot ai spus, în egală măsură și femeilor, bineînțeles, dar femeile sunt mai harnice la lectură, citesc mai mult, da? poate se ocupă mai mult de autocunoaștere și de propria dezvoltare și evoluție personală. Și mesajul nostru, să spunem, că ar fi pentru bărbați. Bă, uite, voi ne-ați ne ascultat și, uite, ați luat niște, să zicem, idei, nu știu, sfaturi învățăminte de aici. Care ar fi? Eu cred că, eu recomand să citească tovarășii noștri cartea asta, dar numai dacă, numai dacă, nu să simt bine în viața lor. Dacă te simți bine în viața ta, nu o citim, că nu te ajută cu nimic. Nu o să înțelegi cu nimic ce zice cartea. Deci pierzi vremea. Bine, citește altceva. Dar dacă nu îți place cum ești tu în viața ta, cartea asta ți ar putea, s-ar putea, că nu e obligatoriu, s-ar putea să-ți dea niște chei de interpretare și niște posibile căi de urmat după aia. Deci, atâta face o carte, din că nu e că îi știi ca un soft, ai făcut un de la un soft și dintr-o dată, Mau, cum să vede ce viteză are jocul sau ceva. Nu, o pachetă magică. Nu e de nicio culoare. Previne Dar îți cu aduce, magici. știi, cum facem noi la agenție, când vine câte un client, domnule, puteți optimiza rezultatele. Ne uităm, ne uităm, da, cu vreo 4-5% și la ce? o, foarte tare, face. Adică ai zice 4-5%, cum? Nu. 4-5% în plus. Beneficiul e foarte mult în viață. Că și asta, apropo, vezi că o carte care e foarte bună, cartea asta, e uh, asociată la, în, în multe medici, în capul multora, aia. altă prostie de asta aspirațională și cu dezvoltare personală. Știi? foarte mare greșile, dar în același timp nu poți să-i învinovățești pe oameni, pentru că este atâta maculatură, atâta prosteală, livrescă, să-i zic așa, cu unii care nu -au, au făcut nimic în viața lor, și își bat copiii și nevestele și ne învață cum să avem relații de cuplu, încât e normal ca oamenii să, să reacționeze așa la ceea ce în partea asta de dezvoltare personală, sau cum mi se mai zice acum. De aia e bine, uite ce faci tu, ce mai fac și eu, că și eu am o comunitate de oameni care chiar se uită la ce citesc și mă cred, că doar au văzut, că eu sincer și așa. Că le dăm, uite bă, asta e o carte bună. Ai că tu mă știi. Nu aș veni în emisiunea asta dacă ziceam, ai că n-aș fi venit să zic, vai ce carte proastă, vă da. du-te bă, cu prostiile astea. îți ziceam, bă, nu-mi nu place, nu, mi se pare o prostie carte. Dar tocmai că îmi place și poate, uite, să mă uită trei la așa, să mă uită trei la ce am zis eu în topul ăla și că am pus un top, cartea, și poate, poate așa, cumva mai și în spații. Dragilor, a fost alături de noi Cristian China Birta, antreprenor, consultant, blogger, poate că nu cred că greșesc unul dintre cei mai cunoscuți blogger, dar nu cel mai cunoscut de la noi. Uh, și am vorbit despre cartea În umbra lui Saturn, despre rănirea și vindecarea bărbaților Vă mai arăt dată la cameră, o carte publicată în colecția Arhetipa Editurii Herald Mulțumim uh, foarte mult invitatului nostru, pentru că și-a făcut uh, timp să discutăm despre aceste probleme Despre care, din păcate, nu prea se vorbește în spațiu public da? Despre rănirea și vindecarea psihoemoțională a bărbaților și vă invităm amândoi cu mare drag, vă invităm la lectura acestei cărți, să ne urmăriți în continuare pe uh, canalul nostru de uh, YouTube. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! Numai bine!